După ce au respins rectificarea bugetului, consilierii județeni ai puterii și-au continuat opera de distrugere a județului la următorul punct de pe ordinea de zi, un punct la care ar fi trebuit aprobată documentația tehnico-economică pentru reabilitarea drumului spre Gogoșari. De reținut că era vorba despre un proiect cu finanțare europeană, iar finanțarea nu era deloc de neglijat, 5 milioane de euro. Proiectul a fost respins. Asta înseamnă că am pierdut 5 milioane de euro. Aprobarea documentației era necesară pentru punerea pe sistemul electronic de achiziții publice a documentației pentru achiziția lucrărilor la obiectivul de investiții finanțat prin un program de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, proiect în valoare de 5 milioane de euro. Suntem în imposibilitatea de a mai demara procedura de achiziții și o să trebuiască... Deci ca să fie foarte clar, am accesat pe programul transfrontalier România-Bulgaria un proiect de 5 milioane de euro pentru a moderniza drumul de la Gogoșari până la întâlnirea cu intersecția cu 504. Dacă asta este dorința dumneavoastră, să pierdem proiectul, o să comunic Ministerul de Cotării, că renunțăm la proiect, o să anunț și toți cetățenii comunei Gogoșari, fac adunare publică și asta este. În condițiile în care toată lumea se zbate să depună și să câștige proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană, județul Giurgiu dă cu piciorul unui astfel de proiect doar pentru a satisface ambițiile politice ale unor lideri de partid. Iar ceea ce s-a întâmplat marți în ședința de Consiliu este fără precedent. Și asta o știe cel mai bine cel care s-a zbătut pentru acest proiect și care acum își vede năruită munca de ani de zile. Ai simțit câteva oameni pe partea stângă? De la care eu am reale pretenții pentru viitor. Eu am de la de pe dreapta mai multe pretenții. Nu, acolo lucrurile sunt clare. Aici mă refer și știu persoana respectivă. Poștii noștri colegi. Vă rog frumos, măcar dacă mai sunt cumva oameni care doar din neștiință, doar că am primit ordin de la domnul Barbu sau domnul Bădălău și votează așa, măcar prezentați în avans care sunt repercusiunile votului negativ pe care înțeleg că urmează să-l dea și pe mai multe proiecte de investiții. Faceți această schimbare și explicați detaliat care ar fi urmările unor voturi negative. Și dar ce să le explic? Pune că noi am accesat un proiect de 5 milioane de euro. Cetățenii din comuna Gogoșari așteaptă de mulți ani. Nu-mi spuneți, e ultimul proiect câștigat mandatul trecut pe programul România-Bulgaria. Ne-am rugat 2 ani de zile și am intrat pe ultima 100 de metri la toate economiile. Pe economie. Care să fie un motiv atât de stupid de la niște oameni responsabili? Deci aștept, de exemplu, să voteze împotrivă. Că așa vrea Barbu și Bădălău? Păi să vedeți ce război am eu pe anul de mâine cu Barbu și Bădălău. Dar asta e altă discuție. Cum să mai multe în ochii dumneavoastră când respingeți 5 milioane de euro pentru județul Giurgiu?